Bine v-a regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Leu. Haideți să facem etalarea pentru perioada 15-31 ianuarie 2021, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă. Haideți să vedem ce vă așteaptă pe cei din Zodia Leu în perioada 15-31 ianuarie 2021 ca și evenimente importante. Evenimente importante pentru Leu. 15-31 ianuarie 2021. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Leu în perioada 15-31 ianuarie 2021 ca și evenimente importante? Se pare că mulți dintre voi stați în puterea voastră. Este vorba de stabilitatea voastră, este vorba de stabilitatea pe care o aveți în casa voastră, de cariera voastră. Mulți dintre voi veți primi pe neașteptate o ofertă sau cereri de scuze din partea cuiva cu care ați încheiat orice fel de capitol. O persoană care a fost destul de neserioasă, o persoană care a fost foarte mândră, foarte egoistă, foarte narcisistă, este clar cineva din trecutul vostru, o persoană care a fost total confuză și niciodată n-a știut ce vrea. Persoana asta a crezut la un moment dat că era sufletul vostru pereche, însă parcă mulți dintre voi ați fost obligați să plecați din situația asta datorită faptului că persoana asta și-a explorat prea mult opțiunile. Dar, din câte văd, cineva aici a realizat că vă iubește cu adevărat și vă urmărește cu o foarte mare greutate pe suflet, așteptând ocazia potrivită să vă spună că își dorește un nou început cu voi. Poate fi o fecioară, poate fi asul de cupe, rac pe scorpion, poate fi gemeni, poate fi orice zodie. Este vorba despre cineva care a stat foarte mult să se gândească la acest comportament de cavaler de bâte și la ceea ce a făcut față de voi. Este o persoană care simte că vine și că a făcut pașii ăștia prea încet și că va veni prea târziu pentru că voi o să-i refuzați oferta. În același timp simte că este o oportunitate, ca și cum ar fi pierdut o oportunitate foarte mare în ceea ce ține de dragoste. Dar această persoană a stat să se gândească foarte mult la comportamentul pe care l-a avut în trecut față de voi. Se pare că a fost un cavaler de bâte, că este femeie, că este bărbat, nu contează, care regretă acum că datorită viciilor, anturajelor, familiei, opțiunilor, s-a comportat astfel cu voi și a fost un lucru nedrept. Este cineva care vă vede că priviți către noi orizonturi, este cineva care vă vede că vă îndreptați către un nou început și simte ca și intuiție că o să-i refuzați oferta, dar cu toate astea vrea să-și facă curajul să fie cu voi. Să vă fac această ofertă de păcare. Persoana asta nu renunță cu una, cu două la voi. Până acum este posibil ca această persoană să nu fie avut curaj, să-i fi fost rușine, pentru că v-a lăsat pentru altcineva, pentru că v-a trădat, să-i fi fost rușine să apară în viața voastră, ok, din nou, dar asta nu înseamnă că persoana asta nu v-a urmărit în permanență. Bun, vreau o clarificare a cărților de pe masă pentru cei din Zodia Leu. Este o persoană care știe că va fi judecat sau judecată de voi, ok? Destul de aspru pentru ceea ce v-a făcut. Persoana asta privește acum oferta cu voi și dragostea pe care o are pentru voi ca și cum ar fi ceva norocos. Vă vede la adevărata voastră valoare. Sunteți ca un cadou pentru această persoană, clar. Persoana asta își dorește căsătorie cu voi, un nou început cu căsătorie. Și va face o călătorie, poate sunteți la distanță unul față de celălalt, iar persoana asta vă anunț eu că va urma să facă o călătorie în două puncte către voi, posibil două zile, două săptămâni. Așteptări. Ok. Persoana asta se gândește foarte mult la ceea ce v-a făcut. Dacă este o persoană care v-a ascuns, că avea o relație cu altcineva, ok, pentru parte financiară, sau v-a folosit pe voi pentru parte financiară, acum regretă.
Regretă ceea ce v-a făcut. Vrea să se recompenseze față de voi. Dar aici este problema, exact. Aici este problema că această persoană este foarte demoralizată, este depresiv sau depresivă cu această răscruce de drumuri. Și anume că voi sunteți cei care trebuie să alegeți acum. Deși la voi văd că mulți nu mai aveți ce să alegeți, ca și energie veche, ați trecut peste această situație, dar totuși persoana asta va insista la nesfârșit, dar cu teamă, cu frică. Nu suportă ideea să vă vadă cu altcineva. Mai vreau o clarificare a cărților de pe masă pentru cei din Zodia Leu, perioada 15-31 ianuarie 2021. La voi văd că este vorba mai mult despre dragoste. Ok. Persoana asta consideră că voi nu sunteți singuri acum, ok? Și își dorește să, poate fi rac pe scorpion, își dorește să afle cât mai multe detalii înainte să vină să facă oferta asta. Așteptați-vă la o ofertă de chiar disperată din partea acestei persoane, o ofertă de căsătorie. De data asta, persoana asta vrea să fie foarte serioasă cu voi. Când vine vorba de a construi, de a se implica, de a fi responsabil sau responsabilă, persoana asta în sfârșit vrea să facă acest lucru. Soarele. Persoana asta, voi, în trecut, în primul rând, că este vorba de voi, de cei din Zodia Leu, ați avut așteptări din partea acestei persoane și ați fost foarte dezamăgiți. Iar voi, trecând timpul, pentru că poate mulți dintre voi sunteți despărțiți de ceva timp de această persoană, nu mai aveți nicio așteptare din partea acestei persoane. Dar ca și așteptări, știți că persoana asta va veni către voi. Persoana asta are o speranță și în comunitatea acestei persoane, în familia acestei persoane, există cineva care îi dă în cărți sau îi spune despre faptul că voi sunteți destinați împreună, că mai există o speranță și așa mai departe. Ok. Aici există o situație în care s-ar putea ca voi să primiți persoana asta cu o revoltă sau persoana asta să se lupte pe, să lupte cu voi, ok? Să lupte pentru voi, pentru că își dorește din tot sufletul să vă aibă înapoi. În altă ordine de idei, cineva va fi nemulțumită, nemulțumită, o a treia persoană care a intervenit între voi va fi nemulțumită. Pentru că persoana asta va pierde relația. Persoana voastră a fost implicat sau implicată cu cineva dintr-o zodie de apărat pe scorpion sau din zodia fecioară sau vărsător, iar persoana asta este o persoană care va pierde pentru că a mizat foarte mult că poate ține persoana iubită cu bani. Ok? Exact. Persoana asta încearcă, cum să spun, deși simt de data asta că energia asta este mai mult a voastră, exact, indecizia asta este mai mult a voastră pentru că nu mai aveți sentimente. Dar aici cu 7 de săbii este o energie nu neapărat vicleană în sensul rău. Este o energie de încerc să pe toate părțile posibile să-mi găsesc o tactică, o tehnică ca să reușesc să fac persoana mea din leu să se întoarcă la mine. Ok, vreau să clarific 7 de săbii. Ok, 7 de săbii a fost clarificat de 8 de săbii. 7 de săbii. Cineva nu dorește să înaintați. Clar. Nu dorește să înaintați. În același timp, persoana asta are grijă să vă urmărească, să știe sigur că voi n-ați înaintat cu altcineva, că nu sunteți cu altcineva, că ați rămas în energia asta. În același timp, această persoană este foarte anxioasă. 7 de săbii. Dacă planul îi va merge, se simte intimidat sau intimidată de voi. 7 de săbii. Simt pe cineva care va primi, va privit împăratul, o persoană foarte îngânfată, Taur Berbec, o persoană care va privit până acum din umbră, foarte intimidată de voi, foarte anxios sau anxioasă, care a încercat în tot acest timp să-și facă curajul să vină către voi pentru că a greșit-o rău de tot și nu știe cum să o repare. Vreau să văd cavalerul de cupe.
Cavalerul de cupe este că persoana asta până acum a făcut un joc psihologic cu voi, și anume, 7 de bâte era vorba că persoana asta vă ținea la distanță sau nu vă trimitea niciun mesaj ca să vă facă în așa fel încât voi să căutați această persoană, ca să puteți să-i faceți jocul. Iar 7 de bâte invers spune despre faptul că persoana asta lasă garda jos pentru că a văzut că nu-i funcționează lucrul ăsta, că voi nu o să căutați niciodată această persoană, o să aștepte mult și bine. Ok. Cavalerul de cupe. Exact, persoana asta își face curaj și într-un final să vină. Pentru că persoana asta a mizat, o să mă caute, o să mă caute. Ba nu, voi n-ați căutat această persoană și nici nu o să o faceți. Așa că această persoană își va face curaj să vină către voi. Eu simt ca și energie că a mai venit către voi, dar ca și spion sau spioancă. De ce vine către voi cu 8 de cupe? Această persoană. Pentru un nou început. De ce vine către voi cu 8 de cupe? Pentru că nu dorește ca acest capitol să se încheie. Nu dorește să Indiferent câtă distanță este de când v-ați despărțit, de cât timp a trecut, persoana asta s-a trezit, sau mai bine spus, tot timpul a avut energia asta, în care nu a dorit niciodată ca acest ciclu să se încheie cu voi. De ce vine către voi cu 8 de cupe? Pentru că regretă, vă regretă. Regretă ce a ales. Regretă ce a făcut. Regretă foarte mult. Bun, atâta am avut pentru cei din Zodia Leu. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.